Salut, sunt Robert și astăzi vreau să vă arăt o tehnică foarte faină de a face glitter sau sclipici comestibil acasă cu doar două sau trei ingrediente, depinde cum le numărați. E o tehnică pe care am văzut-o pe canalul de YouTube Cakes by MK, un canal foarte fain dacă vreți să îl căutați. Dăm drumul la treabă, o să vedeți, se face super, super ușor. Avem nevoie de o tigaie sau de o oală sau orice chestie pentru încălzit și o să folosim amidon și apă și proporțiile sunt la o lingură de amidon un pahar de apă sau la cam 20 de grame de amidon, cam 250 de grame de apă și pur și simplu le punem împreună în tigaie. Și o să le pun la încălzit pe foc mediu. Amestecați constant pentru că amidonul unde atinge tigaia, unde e cel mai cald, începe să se îngroașă și vrem să fie uniform amestecul ăsta, deci trebuie amestecat continuu. Puteți vedea cât de tare s-a îngroșat și știm că e gata atunci când trag cu spatula și durează ceva timp până se unesc cele două părți, adică până se acoperă spațiul pe care l-am descoperit eu. Mie îmi place să scot de aici compoziția într-un alt bol când este gata și în bolul ăsta să o colorez. Puteți folosi orice fel de colorant, am testat și cu colorant gel, cum folosesc astăzi, și cu colorant pudră și nu este mare diferență. Singura diferență este că la colorantul gel, pentru că are puțină apă în el, va trebui să folosiți mai puțin. Colorantul pudră puteți pune mai mult, deci puteți obține o culoare un pic mai intensă. Amestecăm bine să se omogenizeze. După care va trebui să scoatem compoziția pe niște suprafețe cât mai lucioase și pentru asta acetofanul este perfect. Eu am niște folii de acetofan de 30 pe 30 de centimetri și pentru cantitatea asta o să folosesc două folii. Trebuie să întindem compoziția într-un stat cât mai subțire pentru că va trebui să se usuce și cu cât este mai bine întins, cu cât este stratul mai subțire, cu atât se usucă mai repede. Ok, și acum va trebui să le lăsăm să se usuce și asta e partea care durează cel mai mult, între o zi și 3 zile. La mine durează cam 2 zile să se usuce și o să știți că e uscat complet pentru că se face, compoziția asta se face ca o foaie de orez așa și se dezlipește singură de pe folia de acetofan. O să vedeți, se zbârcește și pur și simplu se trage singură în jos. Am aici niște folii pe care le-am făcut acum câteva zile și puteți vedea cum arată când sunt gata. Am făcut mai multe culori, ce vă ziceam, se zbârcesc puțin și se fac, sper că se aude la microfon, sunt foarte, foarte casante aproape. De ce e important să întindem compoziția asta pe o suprafață lucioasă? Pentru că, sper că se vede la cameră, partea care atinge suprafața lucioasă va fi și ea lucioasă. Și astfel vom obține efectul de glitter, de sclipici. Și acum folosind o râșniță sau un robot de bucătărie sau ce aveți pentru a măcina, o să trebuiască să mărunțim folia asta
foarte, foarte mult. Eu folosesc un mixer vertical cu un atașament din ăsta de râșnit. Pur și simplu o rupem în bucăți cât mai mici și o punem acolo și o râșnim. Foarte important este ca aici să nu fie deloc umezeală, pentru că se umezește folia și nu mai funcționează treaba. Măcinați cât aveți nevoie până la granulația la care vă place. Mie îmi place să fie și niște bucăți mai mari, pentru că mi se pare că arată mai bine așa. După care puteți să depozitați glitterul în niște cutii sau niște pungi unde să nu intre umezeala. Asta a fost tehnica pentru astăzi. Mulțumesc mult că v-ați uitat. Ne vedem la următorul video. Pa, pa!